Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod și se aude camionul pe fundal. Hashtag camionie! Glumeam. Deci astăzi facem un episod din noua favorita noastră serie de SMP figurile geometrice, episodul cu numărul 3. Acum, eu astăzi sunt pus un pic pe treabă, deoarece trebuie să mă duc la mare, știți, adică n-am pus încă info-video, dar nici nu mai pun pentru că o să fac info-video în acest videoclip. Ok, deci trebuie să mă duc la mare, adică vreau să mă duc la mare, adică o să fie super tare. Și o să fac și vloguri de acolo, nu vă îngrijorați, o să fac și vloguri de acolo de la mare. Dar, e un mic dar, trebuie să filmez, da? Ce naiba s-a dus ploaia și s-a pus iară ploaia, mă. Ok, deci, doamne, s-au dat mașinile pe fundaj, frate. Deci trebuie să fucking filmez episoade din SMP, că eu am să stau acolo 3 săptămâni. Deci 3 săptămâni am să stau la mare, aproape lună. Ok, deci 3 săptămâni aproape lună. Și ce să fac? Să filmez episoade de acolo, zic eu. Și de acolo, adică, dar o să-mi iau laptopul cu mine sau telefonul, chiar nu știu dacă mi-au laptopul cu mine până acolo, că acolo logic o să stau în apă, o să mă distrez, puii mei, ce fac agicuțe. Glumeau și de aia ziceam să că o să filmez și de acolo. Oricum, deci nu vă îngrijorați, știu că asta e favorita voastră, seria voastră favorită. Deci n-am nu ideea nici dacă o să merg la mare 3 săptămâni. Filmez episoade, filmez 20 de episoade acum în ziua asta, că eu mâine trebuie să plec. Și nu știu de ce m-am pus ultima zi să filmez, da? No, eu deștept și am și uitat. Da, mă rog, n-am intrat acum mult timp în serie și de aia mie trebuie episoade pur și simplu. Și de aia o să filmez multe episoade acum și le pun pe rând, știți? Că n-are rost să mă complic pe acolo, să merg cu laptopul să filmez 20 de FPS-uri. Na, n-are rost așa ceva. Eu zic să... Bă, dar de ce distrus așa spawn-ul, mă? Mă rog, n-am la mine să repar, deci n-o să repar acum. Repar după aia. Și de aia am nevoie de foarte, foarte multe episoade. Așa filmăm, pentru că al doilea monitor l-am dat jos, pentru că mai am un calculator mai vechi și trebuie să-l fac și pe ăla. Cam, mă rog, nu eu mă joc, se joacă fratele meu, logic. Și de-aia, mamă, dar se aud frate cu mașini pe fundal, că e ora 8, e aproape 9, for fuck's sake. E ora 8, aproape 9 dimineața, pentru că nu știți, m-am trezit mai devreme ca să am timp, frate. Vă știți ce înseamnă să filmez și să aplaudez? Eu filmez unul, aplaudez pe privat. După aia, de la mare, adică îl programez câte un videoclip pe zi, știți, nu? Nu... Nu o să am eu timp de acolo să mă duc să-l pun pe privat sau pe... sau pe... public, știți? Eu mă duc acolo, le programez pur și simplu, deci... Și asta, trebuie să am fucking timp să filmez, de-aia m-am trezit foarte devreme, sunt foarte obosit, am și vocea asta foarte, foarte obosită. Fac. Am și vocea asta foarte, foarte obosită. Deci sper că nu vă deranjează vocea asta foarte, foarte obosită. Că n-am ce să fac, frate. Treziți-vă și voi. Eu m-am trezit, nu m-am trezit de acum. M-am trezit la ora 6, m-am trezit. Doar ca să filmez episoade pentru voi. Numai că n-am filmat de atunci că am zis, bă, atunci chiar aveam o voce foarte, foarte nasoală. Deci aveam, știi, eram zis că eram schilot în puii mei. Și de aia. Deci, acum am... Să zicem că ne-am intrat în față să filmăm. Și drumul o să fie 15 ore fac pe drum. Foarte, foarte mult oricum. O să fie foarte complicat drumul și foarte lung. Adică 15 fucking ore pe drum trebuie să faci. Până acolo foarte mult, foarte mult. Pur și simplu e foarte, foarte mult. Și de aia eu zic cel mai bine filmez acum episoade. După aia la mare acolo. Nu mă mai complic, frate. Nu mă mai complic. Stau acolo. Bea o țuică ceva. Bă, dar ce mă enervează mașinile, frate. Poate vine un camion de ăla în puii mei și mi-o copyright cu el. Opa. Cum să ție copyright că vine un camion prin spate? Bă, cine ne-a așa ar da copyright pentru așa ceva? Oricum, mai erau, știu că mai... Oh my god. Ah, lag! Bă, nu. Ah, fut-o, creeper-ul. N-am văzut nimic, n-am distrus nimic, ok? Deci, pur și simplu, creeper-ul a fost cel de care-i de vină. Eu n-am fucking distrus nimic, bă. Eu nu-s de vină, n-aveți voie să mă acuzați. Bă, du-te... Ceapa ta, mă. Ok. Hai că ne apropiem și noi de numărul mirobolant de 10 milioane de minute urmărite pe canalul nostru mirobolant. Deci, gândiți-vă că noi
că voi m-ați urmărit vreo 10 ani și ceva, 15 ani, într-un an, de 10-15 ani, într-un an m-ați urmărit voi, bă. Oricum vreo 10 milioane, e vreo 20 de ani, de sincer voi m-ați urmărit deja 20 de ani, ma. Nu, nu-mi da poison. Bă, aruncat cu poison, dar nu mi-a dat. Pentru că nu m-a nimerit, haha. Ok, hai să vedem, bă. Bă, ești oh my god, ce dracu trebuie să fie asta. Eu chiar nu știu, dar mă duc totuși. Bă, iar mi-am pierdut casa, nu cred așa ceva. Și mi-am lăsat și toate lucrurile în chest și toată mâncarea, vai, ai, ai. Bă, ești nebun, bă, încolo trebuie să-mi fie. A, uite, uite acolo, hai, l-am pierdut casa. Bă, pot să stau chill. Încă pot să stau chill. Încă. Bă, și avem și 3 diamante. Ah, fuck, le-am lăsat tot în chest. Nu știu, diamantele, sincer, nu le-aș cam lăsa în chest. Că poate să mai trezește unul care e retardat din serie. Oricum, nu zică cineva, știi? Poate să mai trezește unul, se mai ceartă pătrățel cu cineva și ăla, de ciudă, începe să ciorlească tot din chesturi de la oameni, știi? Și n-aș vrea să întâlne așa ceva. O, 32 de cărbune, perfect. Hai, boss. Asta e de la mic, bă. De la mic care dai odată și e disperat după aia. Hai, boss. Perfect. S-a dus. Bă, dar mă enervează. Stați așa un pic. Marș, bă, de aici. Drec. Bă, ți-am zis ceva. Tu trebuie să mă asculti, marș. Păi, mamă, cât zombie vin pe mine. Stai, dacă pun o de asta, nu mai intră nici dracu aici. Ok, și apropo, ce vreau să vă spun, dar na, nu o să vă spun chiar tot într-un episod, că mai am nevoie și pentru celelalte episoade, pentru că na, așa peste noapte vin idei, puii mei. Dar așa, cum nu am timp să filmez, pentru că și vedeți mai, dacă încerca acum să filmez un episod odată la oră, nici măcar odată la oră, 21 de ore, eu în 21 de ore practic nu. Deci undeva pe la, eu nu undeva pe la vreo 48 de ore plec, dar nu 48 de ore, mă. 30 și ceva de ore. Deci undeva pe la 30 ceva de ore eu plec, ok? Na, mai intrați voi acum, fraierilor. Hai că am scăpat de ei. Bă, dar de ploaia asta nu scap și am puține FPS-uri pe ploaie. Am frame drop-uri, am de toate. Așa. Nu știu ce a pățit PC-ul meu de merge așa de greu, da? Whatever. Doar nu-mi trebuie mie altceva decât Minecraft, bă. Adică decât Minecraft SMP, pentru că eu pentru voi filmez SMP. Nu! Uai, nu, nu, nu! Uai, ce prostă-s, doamne, nu! Doamne, miluiește-te! Așa, gata. Practic, Minecraft-ul filmez doar pentru voi, că știți că e off-camera, nici măcar n-ating Minecraft-ul, bă. Direct GTA 5, 800 de ore în el. Dar nu, de Minecraft nici nu mă prea ating în timpul liber. Uite, putem să facem bloglici. Yay! Bă, de unde bloglici, mă? Hai, boss, fătie. Avem și noi foarte mulți de ăștia. Hai să psidurile le punem aici. Uiturile le punem aici, doar ce te... Bă, invers, bă. A, deci așa faci, mă, mai mult, de că nu știam în 1.8 cum se facă. În 1.8 știu că se făceau atâta, știi? Ia, deci... Minus 1000 FN. Faci minus 2000, minus 2000, minus 2000, yay! Minus 3000 nu mai avem loc. Ne, nu mai avem loc. A, deci așa se face, ok. De pe click, ok. Nu știam cum se face chestia aia. Așa, nu. Așa. Trei și... Băi, că avem mâncare de... ne săturăm de 3 ori în primii mei. Bă, nu știu, tot mă uit dacă filmez sau nu filmez, că n-am ambele monitoare. Și cu Mirror Section ăsta, Trial, nu te joci. Eu am Trial, dar nu știu de ce nu mi-arată chestia aia acolo. Am Mirror Section Trial, acum știți? Și nu mi-arată chestia cu action sus, nu înțeleg de ce, la nu știu ce page, dar nu e page crecuit, adică am 30 de zile mai am din el, mă rog, mai am vreo 25 de zile, dar nu, bine, cred că o millisection totuși face lag, eu când filmez cu OBS-ul am peste 300 de FPS-uri și cu millisection, uitați, am 84, scade pe la 84, nu înțeleg de ce, bă. Fii de la versiune, mă, sau de la asta, ia să dau asta, what the fuck, cine de dracu ar juca mă așa? Salut, salut. Bă, cum se joacă așa aici, nebun, dă Quake Pro direct. Bă, așa. Oricum, și apropo, nu cred că v-am zis până acum că tot anulez, dar
Ai pătrățel după sezonul 1, am înțeles eu, deci cred că după sezonul 1 este așa. Deci cred că după sezonul 1 de SMB, care vreo țineva 4 luni, așa am înțeles, va face un UHC, bă, UHC, boss, ce spus dreme decât un UHC. UHC și toți din SMP vor putea participa. LOL, ce tare, de-abia aștept să am și eu episod în plus, ceva, câte mii de euro în plus, nu? Ai, frate, mai îmi zicea unul, eu dădeam mas pe Skype, da? Și pe Skype n-ai de unde să știi dacă ai și hateri, pentru că practic ei de ce ți-ar spune, știi? Și vine unul dată în comentarii la mine, bă, Raul, du-te în puii mei, frate, de Aurolac prost, că tu faci YouTube doar pentru bani, te folosești de noi, ne iei banii nouă. Băi, bă, acum sincer, dacă voi vă uitați la mine la videoclip, eu vă iau banii. Ok, băi, am înțeles. Eu vă iau banii când voi vă uitați la videoclipurile mele. Eu când mă uit la un videoclip de altcuiva, acel ce careva la care mă uit eu la videoclip, el îmi ia banii, băieți, bă, ești, mamă. Bă, fraților, pentru ce ăștia mai nubi? Nu îți ia nimeni banii când te uiți la un videoclip pe YouTube. Chiar dacă tipul ăla câștigă bani din vizionări, el câștigă bani din vizionări. Deci YouTube îi dă bani, nu tu îi dai banii lui. Doamne, zice, ce mai epic ce-o zis tipul ăla, frate. Nu! Oh! Nu! Oh my god! Oh my god! Puteam să mor acolo. Hai să punem aici un punct de... Și tu n-ai văzut nimic, zombie, bă. N-ai văzut nimic, bă, n-ai văzut nimic, am zis. Bă, sper că zombie ăștia, bă, pentru orice punct de siguranță, o să spargem chestia aia, ok? Ok. Bă, să le ciardem. Ok. Bă, frate, ăștia, numai la... Băi. Oricum, sper că v-a plăcut de episod din SMP figurile geometrice. Ia vă straul și ne vom vedea în episodul următor, logic. Ciao, ciao!